Bună, dragii mei! Astăzi voi face o etalare nouă cu un pachet de cărți pentru dragoste și relații, să vedem dacă persoana iubită vă iubește, dacă aveți un viitor în relația voastră. Și așadar, vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante cu pietrele, să vedem ce simte partenerul, partenera pentru voi, ce sentimente are și ce viitor va fi în relația voastră, dacă va avea vreun viitor. Prima variantă este verde, a doua albă, a treia roșie. Și am să încep cu prima variantă. Să vedem așadar dacă vă iubește persoana iubită. Să vedem ce se întâmplă în relația voastră, ce este, ce poate fi, ce simte partenerul, partenera. Sunt niște noutăți aici, să știți. Există o situație în care poate e nevoie să aveți niște inițiative. Se poate aprinde scânteia între voi, dacă nu a fost deja, sau între voi s-a aprins o scânteie, s-a aprins o curiozitate, e o atracție, e ceva, este, să zic așa, o situație care aduce o scânteie. Să vedem. E o noutate. Puteți primi o veste, puteți primi o invitație, puteți primi un cadou, un dar, puteți primi un mesaj de la această persoană. Să vedem. Între voi, în trecutul apropiat, aici văd că a fost și multă oboseală, stres sau prea multe au venit. V-ați cunoscut într-o aglomerație, poate, unii dintre voi. Dar a fost și multă oboseală, mult stres, multă responsabilități, nu știu cum să zic, pe care doar unul și le-a luat în această relație. E, cum să spun, o situație la voi care a adus multă oboseală, așteptare, poate, lucruri care nu s-au concretizat sau prea multe discuții, oboseli, să zic așa. Deci s-a ajuns poate la o anumită stare de oboseală din cauza unor prea multe responsabilități. Cineva și-a asumat prea multe responsabilități sau unul dintre voi a fost doar cel care a dat cel mai mult în relație, celălalt mai puțin. Asta a fost între voi în trecut un stres. S-a simțit într-un fel poate blocat această persoană la care voi vă gândiți dacă e bărbat. Văd aici semne de foc, leu săgetător berbec, la voi foarte multe semne de foc, dar nu neapărat. Deci poate că s-a simțit într-un fel legat, blocat pentru de responsabilitățile care le avea, legate de servici, de carieră, poate nu neapărat de relație. În prezent pare că este o situație de răbdare, de înțelepciune, parcă pare așa o situație în care fiecare așteaptă de la celălalt, așteaptă comunicare, așteaptă mai multă maturitate, mai multă înțelepciune. Joacă un rol important și credința, religia, moralitatea, înțelepciunea și răbdarea aici. Poate aveți nevoie și de intervenția cuiva, de sfatul cuiva în prezent. Deci, în prezent, parcă e nevoie de un bărbat, aici văd un bărbat matur, poate tatăl joacă un rol important, poate un soț, dacă sunteți căsătorite, spre exemplu, și nu cu această persoană, sau dacă sunteți căsătorite cu această persoană, joacă un rol important această persoană în relație, se pare că lucrurile se iau mai mult în serios, devin mai serioase, poate, chiar și acest lucru, devin mai așezate pe niște, vă întâlniți poate mai mult la nivel spiritual acum. Sunteți într-o comunicare spirituală mai bună, aveți aceleași principii, aceleași valori, aceleași credințe, să zic așa, într-un fel sau altul. Viitorul vostru pare că va fi un nou început. Există șansa unui nou început. Ori apare un copil între voi,
Orică apare o nouă șansă, apare o dragoste, este ce am zis, că a apărut acea carte care vorbea de scânteie, că se aprinde scânteia. Deci viitorul poate aduce acest tânăr îndrăgostit, dacă este vorba de poate să fie și o persoană mai tânără. Poate că aveți nevoie să duceți la biserică, spre exemplu, să vă rugați divinității să vă ajute să vă lumineze, pentru că pare că poate înflori această dragoste, poate apărea din nou această dragoste. Dacă n-a fost, se aprinde dragostea, deci până acum poate a fost atracție fizică, și acum poate să se aprindă dragoste. Cealaltă persoană poate n-a fost îndrăgostită de voi, a fost doar atrasă. A avut multe frustrări pentru că nu a reușit să concretizeze cu voi ceea ce și-a dorit, sau a fost foarte blocat de niște responsabilități, a fost foarte stresat. Acum depinde la ce nivel, că dacă e o relație nouă, pare că nu s-au concretizat niște lucruri. Dacă este o relație mai veche, atunci pare că au fost multe oboseli, stres, muncă poate, sau mă rog, lucruri care s-au discuții între voi care au fost obositoare, care n-au dus la nimic, să zic așa, care mai mult v-au blocat. Dar există șanse noi. Sau s-a întâmplat dintr-o dată, a fost pe neașteptate, a venit totul pe neașteptate și n-ați fost pregătiți pentru această relație, poate să fie și acest lucru, și acum poate să apară o nouă șansă, apară dragoste, se îndrăgostești, pare îndrăgostită această persoană, că în viitor aduce această dragoste. Acum, oricum voi veți cunoaște pe cineva și vă veți îndrăgosti de altcineva, orică această persoană la care voi vă gândiți, îi apare un tânăr îndrăgostit într-o zodie de apă, poate să fie sau nu neapărat, poate să fie și cu ascendentul în zodie de apă. În orice caz, pare o persoană foarte generoasă, altruistă, care vrea să experimenteze, dar poate care nu este întotdeauna, zic, stabil într-o relație, pentru că trăiește clipa, trăiește sentimentul, până la capăt îl trăiește, dar poate că nu l-are, fiind prea tânără, de aceea poate să cere în relație mai multă maturitate, mai multă înțelepciune și răbdare. Apare poate un copil la mijloc aici, depinde la situație la situație, pentru că văd că voi vă gândiți că cealaltă persoană este o persoană corectă și dreaptă, corectă, poate justițiară, sau e o persoană care a lucrat într-o instituție a statului. Da, poate să fie și acest lucru, dar va învăța niște lucruri, ați descoperit niște adevăruri prin intermediul acestei persoane. Și voi sunteți atrași, să zic așa, poate unele dintre voi sunteți și, ca unele dintre voi, mai ales ca femei, sunteți atrase de această persoană, foarte atrase într-un mod misterios, să zic așa, da? Deci aveți, sau exagerați, sunteți, uneori treceți prin mai multe faze, ca fazele lunii, să zic așa, când sunteți foarte entuziasmante, foarte atrase, când foarte distante, reci, da? Poate sunteți o persoană care aveți și o foarte bună intuiție, totuși aici sunt niște mistere, niște lucruri din trecut de rezolvat. Voi poate aveți ceva de rezolvat și legat de familie, de copilărie, de tinerețe, aveți niște traume care trebuie reparate, rezolvate, sau vă doriți o familie, practic, cu această persoană. Sunteți, dacă nu sunteți deja o familie, poate chiar vă doriți copii cu această persoană, vă doriți o familie. Vă considerați ca o persoană din familie, să zic așa. Și voi, totuși, vă comportați într-un mod serios față de cealaltă persoană, luați în serios sau o luați în serios, luați toate vorbele sale în serios, știți că poate vă evaluează, că vă sunteți supuși unor probe, poate unele dintre voi știți acest lucru, mai aveți încă de învățat sau căutați să mai aflați multe despre cealaltă persoană, vreți să știți mai multe, vreți să o cunoașteți mai bine, poate și acest lucru, depinde în ce situație vă aflați voi, cât de recentă este această relație cu voi, cu toate că pentru unii pare că nu e foarte recentă, pentru că pare foarte multă oboseală și stres care a fost între voi în trecut. Și cealaltă persoană s-a îndrăgostit, cred că la prima vedere, i-a plăcut de voi, poate a fost atrasă de voi de la prima vedere. Este totuși o persoană foarte veselă, foarte plină de energie, văd de energie la zodie Gemeni Fecioară. Am zis aici, săgetător, leu, berbec, pot fi sau vărsător, chiar capricorn, vărsător,
Da, sunt prezente multe semne zodiacale aici, influențe care pot fi și din anturaj sau familie. Dar, în orice caz, cealaltă persoană se gândește că sunteți o persoană care aveți multe daruri, multe talente, că sunteți o persoană pozitivă, că sunteți o persoană care jonglați cu situațiile, care faceți miracole, care faceți lucrurile să se întâmple, că sunteți un vindecător, o vindecătoare, că sunteți cu foarte multe talente practice, cu intuiție, cu inteligență, că sunteți un geniu, chiar gândește despre voi, că sunteți un geniu sau că i-ați dat o idee genială, da? Deci pare așa o situație, pare că gândește despre voi că a fost o dragoste la prima vedere, se gândește la acest lucru. Și pentru voi să știți că își dorește ceva, are un vis foarte mare, are un vis, să zic așa, cum să spun, să ajungă departe. Consideră că e o dragoste care poate duce foarte departe, are mari speranțe, să zic așa. Cu mintea sa deja se vede cu voi foarte departe, poate chiar își imaginează lucruri care sunt cu voi foarte departe. Deci se simte cu voi o astfel de situație, dar față de voi se simte rănit totuși în comportamentul, vă rănește sau el a fost rănit și vă rănește pentru că a fost stresat, obosit, l-ați stresat în discuții, l-ați rănit cu ceva în discuții și se simte rănit, se simte dezamăgit, nu știe cum, are o suferință și cealaltă persoană, iar voi sunteți totuși aici, trebuie să aveți mai multă înțelepciune, răbdare, să nu manipulați, să nu manipulați emotiv sau financiar, da? Deci trebuie să fiți mai. Să vă faceți un plan, o strategie, să fiți mai serios, să demonstrați mai multă seriozitate. Pentru că, totuși, văd aici că voi sunteți într-o perioadă în care trebuie să evaluați lucrurile într-un mod corect. Pentru ca să nu mai faceți să sufere, că cealaltă persoană poate se simte folosită de voi într-un fel sau altul. Și cealaltă persoană totuși trebuie să aibă grijă că este într-un pericol. Cealaltă persoană este într-un pericol poate de a avea o problemă de sănătate sau a avea, nu știu, poate trece printr-un dezastru, printr-o decepție. O să vedem de ce se întâmplă. Trebuie, da, poate are probleme, are niște probleme poate cu serviciul, poate să aibă legătură și cu serviciul său sau se simte într-o situație, să zic așa, într-o nesiguranță. Poate să fie vorba și pentru că s-a îndrăgostit foarte tare la prima vedere. Este o dragoste puternică la prima vedere și trebuie să-și găsească echilibru, să-și consolideze emoțiile, starea fizică, psihică, deci are nevoie de mai multă stabilitate. De aceea duce și viitorul acestei relații duce la victorie. Sunteți suflete pereche. Pare că voi v-ați întâlnit pe neașteptate, v-ați cunoscut pe neașteptate și vă puteți cunoaște chiar pe neașteptate. Are un rol important, poate și o afacere sau e o relație care poate duce chiar la căsătorie aceasta, dar e o chestiune și de orgoliu, de ambiție. Aici poate că contează foarte mult și ambițiile. Sunteți foarte orgolioși amândoi, poate, ca persoane care aveți spirit de conducător, cărora le place să conducă într-o relație, într-o afacere, în viață. Sunteți persoane care, poate chiar manageri, să zic așa, ca profesie, sau, mă rog, aveți aceste calități. Fie că aveți afaceri proprii, fie că lucrați în afacerile altora și conduceți voi acolo, dar și în relații aici pare că contează foarte mult. Deci, în orice caz, sunt și niște rivalități, că poate că sunteți persoane frumoase, ambele persoane, sau una dintre voi și atrageți și pe altele în acest mod, dar totuși există un pe cealaltă persoană este într-un pericol, are o amenințare. Amenințarea sa poate să vină și pentru că este foarte pasională. Foarte pasională și arde, să zic așa, ia foc repede, da? Și poate să aibă o problemă, da? Deci pentru că se enervează repede, că nu are răbdare, poate de aceea cere mai multă răbdare, înțelepciune, aici din situația prezentă, că se cere mai multă maturitate și răbdare, sau eu, și influența unei credințe, a unei religii care joacă un rol important.
poate aveți nevoie și de un ajutor psihologic, să zic așa, din partea unui prieten, a unui... cineva intervine pentru voi, pot apărea miracole în viața voastră, să zic așa, deci relația aceasta poate duce chiar la căsătorie. Dar este foarte important ca cealaltă persoană să se vindece. Da, are nevoie de o vindecare, are nevoie de a se simți în siguranță, de a fi sigur. Haideți să vedem și la a doua variantă, varianta cu piatra albă. Să vedem dacă vă iubește cealaltă persoană, dacă are viitor relația voastră, să vedem ce se întâmplă. Deci, dacă sunteți iubite de persoana iubită. Haideți să vedem dacă are aceleași sentimente ca și voi. Și la voi aici apar noi începuturi, împlinirea unor dorințe, relaxare. Pot apărea și un copil aici, pare eu cu o situație și care aduce și un copil sau să vedem dacă este vorba despre voi sau despre o altă persoană care așteaptă un copil. Că apare o situație nouă aici, de mari câștiguri, de mari beneficii. Dar să vedem pentru cine e această situație. Wow! Wow, wow! Dar voi aici, poate unii dintre voi v-ați și despărțit de această persoană. Ați avut o ruptură în trecut, ați avut, s-au răcit sentimentele, ați avut și o clarificare, poate ați făcut o clarificare, a fost o despărțire, un divorț, ați trecut printr-un doliu chiar, care a dus poate chiar la, v-a adus multă suferință, poate, un doliu prin care ați trecut. Deci nu că ați pierdut persoana respectivă, ați avut alt doliu în familie care v-a influențat într-un fel sau altul și relația. Ați trecut prin niște greutăți, în orice caz, prin niște suferințe, ați murit și ați înviat. Deci această relație a fost și o relație de despărțire, de divorț, de faliment, să zic așa. Între voi a fost o situație în care s-au făcut niște clarificări, totuși în prezent acum pare că există șanse de împăcare. Deci dacă nu a apărut, deci orică v-ați împăcat, sunteți din nou împreună, sunteți totuși o chestiune karmică la voi, ca o judecată, treceți prin niște... Trebuie să treceți prin niște, să muriți și să înviați, pentru că aveți de învățat niște lucruri. Aveți de învățat lucruri despre voi și despre cealaltă persoană. Deci văd așa că situația la voi este o situație în care voi aveți nevoie poate și de a vă cunoaște mai bine pe voi, nu numai pe cealaltă persoană. În prezent pare că există șanse de a se reface relația, apar miracole, să zic așa, pe neașteptate. Orică se întoarce la voi, care are nevoie de voi, orică mai... Deci e o chestiune karmică, destinul practic trebuie să vă aducă din nou să mai reparați ceva. Mai aveți ceva încă de terminat, mai aveți încă ceva de reparat, dacă, mai ales dacă ați avut copii împreună, posibil și pentru copii, ca să refaceți relația, să vă... Deci, oricum, în prezent sunt multe amintiri din trecut, trecutul parcă se întoarce înapoi la voi, într-un fel sau altul. Da, deci pare așa situația în prezent al acestei relații, deci poate exista, sunteți ca la... Poate unii vă aflați chiar într-un divorț cu această persoană, poate să fie și o astfel, într-o despărțire, dar în care acum lucrurile parcă se pot reface, își poate cere iertare, își poate, vă puteți cere iertare, aveți ocazia să vă cereți iertare unul altuia, să clarificați o situație. Viitorul relației voastre, să știți că depinde poate și de, există șansă de împăcare, de redresarea situației, depinde și de ambițiile voastre, de strategia pe care o veți adopta. Da, de clarificările pe care le veți face în această relație, pentru că puteți să dominați, să zic așa, să îmblânziți situația, poate trebuie să fiți mai echilibrați, să vă țineți sub control impulsurile, să fiți moderați, deci nu mai fiți exagerați, nici în sens pozitiv, nici în sens negativ, ci încercați să fiți într-o energie constantă, echilibrată. Pentru că există șanse de îmbunătățirea relației, de un drum împreună, de a face dreptate, de a învinge dușmani, a vă învinge dușmani. Poate ați avut și niște dușmani în această relație. Ați avut niște dușmani care vin din trecutul vostru, poate legat și de o moștenire, legat de o mutare, legat de o familie, de lucruri din trecut, ca să zic așa, care vi s-au actualizat sau vi s-au scos ochii, etc.
Deci pare o astfel de situație că în prezent, deci în viitor poate exista șanse. Există șanse de a domina această persoană care poate a fost mai agresivă pentru voi sau poate v-a judecat, v-a criticat. Puteți să învingeți, să zic așa, răutatea acestei persoane, să îmblânziți leul, să zic așa. Văd mult energie aici la voi, Scorpion, Pești, Leu, văd la voi aici, Berbec, Săgetător, da? Sunt aceste energii care contează pentru voi. Voi vă gândiți poate că este un bărbat foarte pasional, dacă e bărbat, da? Sau joacă un rol în bărbat. Voi vă doriți să fiți un bărbat care să conduceți. Poate fi vorba despre voi. Joacă un rol în bărbat, un bărbat dintr-o zodie de foc. Văd aici foarte important această persoană. O persoană cu ambiții, o persoană cu putere, o persoană cu inițiative, o persoană care are multă carismă, persoană care vreți o relație stabilă voi, vreți să rămână, îl gândiți ca soț sau dacă e bărbat, spre exemplu, gândiți ca soț, gândiți ca o persoană cu putere, o persoană cu o influență puternică în viața voastră. Voi sunteți atrași foarte tare de această persoană, dar nu reușiți voi să concretizați ceva. Nu reușiți să duceți până la capăt. Aveți niște frustrări că nu reușiți voi, orică nu aveți întâlniri fizice cu această persoană și acest lucru vă frustrează, deci voi simțiți pentru această persoană o atracție, încercați să doriți să construiți o relație cu această persoană sau să reconstruiți din nou, da? Și sunteți frustrați de această așteptare, de această situație în care voi sunteți singuri și ați vrea să fiți din nou cu această persoană, poate. Sau, deci, oricând voi sunteți împreună, dar a fost momente de răceală între voi, da? Deci, pentru că e și o persoană foarte ambițioasă, foarte orgolioasă, o persoană care așteaptă să-i fie recunoscute meritele, vrea să fie regele junglei, să zic așa, să fie șeful. Deci e o situație de acest gen. Voi simțiți pentru această persoană totuși o frustrare. Aveți o atracție foarte puternică fizică față de această persoană. Nu păreți îndrăgostite, da? Cât păreți atrase, da? Dar și frustrate în același timp. Inhibate într-un fel. Da? Deci văd că e o astfel de situație. Cealaltă persoană, cealaltă, voi sunteți, de fapt, nu, de fapt, voi sunteți și îndrăgostite pentru de cealaltă persoană, vreți o nouă șansă, dar sunteți și frustrate în același timp sau nu reușiți să duceți până la capăt ceea ce vă propuneți. Poate mai degrabă acest lucru este între voi. Nu reușiți să. Deci, voi aveți o emoție puternică în voi pentru această persoană, simțiți că vă bate inima, mă rog, că aveți fluturi în stomac. Sunteți ispitite să mai treceți prin această experiență, să mai rest, vă îndrăgo, să vă mai dați o șansă, dar nu reușiți să concretizați, nu reușiți poate să. Și acest lucru vă frustrează. Deci una gândiți și simțiți și alta poate face. Nu aveți inițiativă, poate și. Dar de aceea vă trebuie o strategie, pentru că un plan sau nu știți cum să vă faceți. Să zic așa, să o recâștigați acealaltă persoană, poate să fie și o astfel de situație, dar pare că există această situație în prezent, deci energiile așa sunt în acest moment, de a se întoarce la voi. Deci dacă sunteți despărțiți, separați, posibil că această persoană să se gândească deja să se întoarcă în viața voastră, apare pe neașteptate. E o persoană poate și imprevizibilă, într-un fel. E o persoană imprevizibilă. Cealaltă persoană se gândește la voi că sunteți. Totuși, e un blocaj. Nu vă împărtășește sentimentele, emoțiile. Nu, orică se simte neînțeleasă, că nu înțelegeți, că nu apreciați cum trebuie, că faceți sacrificii, gândește despre voi sau că gândește că nu vă sacrificați inutil, că faceți lucruri absurde, că nu îi împărtășiți sentimentele. Că n-aveți răbdare, poate și acest lucru gândește despre voi, că nu sunteți suficient de pregătită pentru cealaltă persoană. Da? Deci, ce simte pentru voi, pare că simte că poate că ar trebui să se străduiască mai mult. Are ambiții, totuși. E o persoană foarte ambițioasă, nu renunță ușor. Vrea să demonstreze ceva. Această persoană vrea să demonstreze poate că voi ați greșit, vrea să vă facă să suferiți, poate și acest lucru, să știți.
pentru care are niște ambiții această persoană. Vă judecă, deci ambiția e și cartea judecății și vă judecă. Deci vă judecă și vrea să demonstreze că a avut dreptate, că este perfectă, că are. Deci are o astfel de situație. Sunt niște ambiții aici, la niște orgolii. Este în orice caz, cartea spune să vă fiți mai răbdători, să aveți mai multă răbdare și înțelepciune. Să vă faceți o clarificare, să fiți mai răbdători, să vă, cum să spun, să fiți mai diplomați, poate, în discuțiile cu acealaltă persoană când vă întâlniți, pentru că există șansă de întâlnire, dar există și multă oboseală și stres, să zic așa, poate prea multe discuții care au fost. Încercați să nu mai reactualizați discuțiile din urmă ca să puteți depăși pragul zero, că văd că aici e un punct zero, pentru că, practic, vine aici o carte la voi care îmi vine și îmi spune că. E cam imprevizibilă cealaltă persoană. Deci, pe cealaltă persoană este mai, e ca un nebun. Da? Deci, vă pot veni vești, poate chiar să vă caute, dar pare și că dispare brusc. Vă duce la zero, vă reduce la zero, vă anihilează, să zic așa, prin două vorbe. E imprevizibilă, are un comportament poate irresponsabil, ori e mai tânără, ori joacă un rol important un copil. Va juca un rol important un copil. Vrea un copil, poate, are această ambiție, depinde de la caz la caz, ori că joacă un rol important, ori se comportă copilărește, impulsiv, irresponsabil. Apare o aventură, să zic așa, sau vrea o aventură cu voi. Poate să fie și o astfel de situație. Vrea neapărat o aventură cu voi. Vrea neapărat o nouă șansă cu voi. Poate că e vorba și de cineva care mai are pe altcineva, depinde de aici, că e vorba de o despărțire, că poate se desparte și se împacă cu cealaltă persoană și iar când nu se înțelege cu cealaltă persoană, vine la voi, poate să fie și o astfel de situație, de aceea vin blocajele în relația voastră. Aici depinde în ce situație vă aflați voi. Nu văd trio că a ieșit. Trio n-a ieșit el, nu-l văd aici în această. Există totuși o situație de blocaj în care acest personaj este imprevizibil și mai aventurier. Da? Deci aventurier acum nu neapărat că are aventuri cu alte femei, cât poate să aibă aventuri așa că pleacă să-și facă niște vise, da? De afaceri, de muncă, de prietenie, etc. Și voi sunteți imprevizibili. Sunteți cam la fel, să zic, într-un fel sau altul. Da, deci pare așa că se comportă imprevizibil, iar voi ar trebui poate să încercați să fiți mai blânzi, mai iubitori, mai iubitoare ca femei, să fiți mai generoase, mai iertătoare, să aveți vise, să îndrăzniți să visați mai mult, să îndrăzniți să oferiți mai multă dragoste, să zic așa, să sperați, pentru că se pot îndeplini niște vise. Dar cealaltă persoană suferă totuși, are o suferință, are o durere, are ceva, are această rană pe care trebuie să-și o vindece sau să o depășească, da? Pentru ca să puteți, deci, trebuie să încerce poate să nu mai rănească, să nu vă mai rănească sau să își vindece această, poate de aceea trebuie să-i oferiți voi multă dragoste, pentru că are niște suferințe, are niște răni care vin din trecutul său, dintr-un doliu, din familie, dintr-o despărțire, dintr-o traumă, din familie, din viața sa, etc., etc. Deci vine care se vede că are o suferință pe care trebuie să-și o vindece. Poate să fie și o suferință karmică dintr-o altă viață, pentru că voi am zis, poate sunteți într-o relație karmică și vine cu o suferință dintr-o altă viață pe care nu și-a putut-o încă vindeca și cu voi vine, pleacă, se ceartă și iar se împacă pentru că nu poate să se despartă nici de voi, dar nici nu poate să uite acea suferință care o are. E în inconștientul său, se comportă, nebunește și din acest lucru. Nu are încă, nu și-a găsit încă echilibru. Și numai prin multă dragoste poate să obțină să se vindece. Cam asta este ce pot să spun și la a doua variantă. Deci există șanse la voi să rămâneți împreună. Și haideți să vedem și la a treia variantă, varianta cu piatra roșie. Să vedem ce spun cărțile pentru voi, dacă vă iubește persoana iubită, în care sunt sentimentele sale față de voi, se grăbește o noutate, o scânteie, o idee, ceva, o veste, o nouă șansă, un nou început. Să vedem, vă iubește persoana iubită, rămâneți împreună. Aici sunt și multe suferințe, sunt și niște rivalități, să știți, aici sunt niște rivalități, niște lucruri din trecut, ambiții.
Noutăți, cealaltă, aici apare noutăți, poate cu cealaltă persoană care dorește să câștige niște bani. E mai axată pe muncă, vrea să obțină un job, să obțină o promovare, să câștige mai mulți bani. Joacă un rol important în această relație și atracția fizică între voi. Dacă nu sunteți căsătorită cu această persoană, văd că apare o femeie în prezent care joacă un rol important. Poate să fie o soție, o viitoare soție sau actuală soție. Deci pare că e așa o situație între voi aici. Pare că la trecut aici văd un tânăr, poate fi un copil. A jucat un rol important un copil. Pare că este vorba despre o femeie. Joacă un rol important o femeie. Orică voi, văd aici zodia balanță, orică voi sunteți această femeie în prezent, va juca un rol important această femeie. Atracția față de această femeie, ceea ce face această femeie. Pentru că e posibil să apară o schimbare, un drum, o călătorie. Apare o schimbare în această relație. Orică trebuie să plecați la un drum împreună, să faceți un drum în viață. E nevoie de o salvare, să zic așa, de un ajutor, de un sprijin. Deci apare o situație de schimbare, apare o situație de treceți într-o altă fază. Poate chiar vă căsătoriți, vă cere în căsătorie, poate să apară și o astfel de situație la voi, să știți. Pentru că mi-a apărut împărăteasa, mi-a apărut soția, mama, da, poate că apare o sarcină. Dacă nu ați dat nașterea unui copil, poate apărea această situație de a rămâne însărcinată, de a face un copil și aceasta este schimbarea, se face un alt, plecați pe un alt drum, sunteți pe un alt drum. Dar voi sunteți într-un blocaj, totuși, aici vă simțiți într-un pericol, totuși, vă simțiți într-o amenințare, vă e teamă, aveți niște frici, niște temeri, să zic așa, se cere totuși răbdare, prudența, totuși, o prudență la voi, aveți nevoie de o prudență. Pentru că, văd aici, apare regina de cupe, tot o femeie generoasă, bună, îndrăgostită poate să fie, voi sunteți poate chiar îndrăgostite, foarte îndrăgostite de cealaltă persoană. Sunteți foarte drăgostite și vreți să știți mai bine. Voi sunteți poate că într-o perioadă în care aveți nevoie de puțină relaxare, că v-ați stresat foarte tare, v-ați obosit foarte tare, v-ați stresat de niște drumuri, de niște schimbări, de o sarcină poate, da? De o noutate acestei relații, ceva nou care s-a întâmplat, o schimbare sau un drum, ceva care s-a întâmplat da? Recent. Pare așa. Sau e o nouă relație și v-a stresat foarte tare, să zic așa, pentru că n-a știut cum să vă comportați în această relație sau ce se întâmplă cu această relație. Poate fi cu cineva de la distanță, poate e vorba și de o persoană de la distanță și e nevoie să vă mai relaxați. Păreți îndrăgostite ca femei, dacă sunteți o femeie, păreți o femeie îndrăgostită, dacă sunteți un bărbat, joacă un rol important o femeie îndrăgostită. Pentru voi, da, aveți nevoie poate de o femeie care să vă iubească foarte tare, vreți să fie foarte îndrăgostită față de voi. Voi vreți o familie, vreți să se mărească familia, vreți să-i faceți copii, vreți să vă căsătoriți, vreți să fie dragoste împărtășită, vreți să fie armonie, pace, vreți împăcare dacă sunteți într-o situație de distanțare între relații, cu toate că nu văd aici decât. Poate e o pauză între voi, poate să fie și pentru unii dintre voi o pauză, poate știi din cauza unei alte femei, că aici e o chestiune legată și de altcineva, poate că am zis că apare această împărăteasă, dacă nu sunteți voi, dacă are soție, este foarte posibil că e o pauză între voi și din cauza unei alte persoane, cu toate că voi sunteți foarte îndrăgostite și de aceea poate vi se cere prudență totuși, pentru că trebuie clarificate niște lucruri. Voi sunteți o persoană care vă doriți familie, vă comportați foarte prietenos, armonios, generos cu cealaltă persoană, dar trebuie cu oarecare prudență. Cealaltă persoană este totuși mai responsabilă aici, nu știu, are un anturaj prost, poate mai dacă e bărbat, pare că e o persoană care e mai egoistă sau se gândește chiar la un divorț, la o despărțire, totuși are mintea sa, deci se comportă față de voi ca un bărbat poate prea egoist. Nu neapărat că gândește despărțire, mai degrabă că se gândește
E egoistă, dar cu toate că e posibil să vedească și o despărțire. E egoistă pentru că se comportă cu față de voi într-un mod care să vă facă să suferiți totuși. Are o suferință și el. El are o suferință, deci dacă e bărbat, are o suferință. Și dacă este femeie, a trecut printr-o suferință, a trecut poate printr-un divorț și nu mai are încredere în bărbați, nu mai îi vede pe toți la fel, egoiști, mă rog, răi, agresivi, etc. Are o suferință pe care nu poate să-și o vindece ușor și are nevoie de o dragoste, are nevoie să iubească din nou și are nevoie să-i demonstreze că este iubită și apreciată și etc. etc. Deci pare așa o situație în această etalare pentru voi. Deci cealaltă persoană pare că este egoistă, are un anturaj poate dificil, prost, da, are niște vicii poate sau poate să fie vorba despre o persoană care a trecut și ea printr-un divorț, a trecut și ea prin niște suferințe, mă rog, are și ea niște frustrări, această persoană la care voi vă gândiți dacă este bărbat sau dacă este femeie la fel. Da, deci se cere poate. Cealaltă persoană totuși visează, vrea împăcare, vrea să ajungă să se iubească din nou, vrea dragoste, deci cealaltă persoană vrea acest lucru, da? Deci vrea dragoste din nou totuși, chiar dacă vă face să suferiți, chiar dacă are și niște, are, o face pentru că a trecut prin multe suferințe și nu-și mai găsește echilibru așa ușor, nu reușește să se vindece ușor, dar pare că vrea o dragoste mare, are un vis foarte mare, vrea să-și împlinească niște vise, o plăcere, să zic așa, vrea să ajungă la capătul cupei, să bea până la capăt cupa cu voi, cum se spune. Pare într-o călătorie, începe să-i crească sentimentele, începe să iubească, începe treptat, treptat, așa, începe să crească în sinele său niște emoții și văd că apare pentru cealaltă persoană poate este nevoie să se comporte ca un bărbat mai responsabil, să se comporte ca un bărbat mai înțelept, să devină mai serios. Pentru că cealaltă persoană poate a trecut și printr-o problemă cu justiția, cu autoritățile statului. A avut, poate, pentru unii dintre voi puteți să aveți de-a face cu o persoană care a trecut printr-o problemă cu instituțiile statului, a avut o condamnare sau a avut niște divorțul, poate a fost și o chestiune de divorț, spre exemplu, și a suferit pentru asta, poate să fie și o astfel de situație, sau a pierdut o funcție, a pierdut o afacere, a pierdut ceva, a avut niște suferințe care acum l-au mai înrăit, să zic așa, dar acum pare că în viitor are nevoie să se redevină o persoană serioasă, o persoană cu intenții serioase și fiind îndrăgostit, pare că lucrurile ar putea să se regenereze. Apare aici, deci un bărbat va juca un rol important, un bărbat, văd solii de foc la voi, solii de pământ, de aer multe. Și voi trebuie poate să îi dați o șansă, pentru că pare că dragostea joacă un rol important pentru cealaltă persoană. Deci poate să ajungă la pace, la armonie, să zic așa, prin sentimente, prin dragoste, prin a-l integra în familia voastră, a-i arăta generozitate, armonie, pace. Da? Deci, pentru că este posibil pentru unii dintre voi să treceți printr-o relație cu cineva care, dacă a fost căsătorită, s-ar putea să ajungă la divorț și trece printr-o suferință și are nevoie de multă răbdare și dragoste pentru a trece peste acest prag de divorț. Pentru alții poate să fie vorba și că aveți de-a face cu o persoană care a fost deja despărțită și a trecut prin niște traume și poate ajunge din nou cu această persoană să se îndrăgostește, e deja în faza de îndrăgosteală sau va treptat, treptat dragostea crește, da? Pentru că pare că viitorul va duce totuși o călătorie. O să vedem, rămâneți împreună. E că căutați răspunsul în voi aici, depinde de anturaj asta, știți, e o călătorie spirituală aici mai mult. Da? Deci este o călătorie spirituală aici, poate este vorba de, poate că duce unde, cum să zic, nu că duce departe, duce într-o călătorie spirituală. Aveți nevoie, ce să aprindeți flacăra, pasiunea, să zic așa, căutați-vă răspunsul în voi. Fiecare își va găsi răspunsul în singurătate, în sinele său. Aici e o chestiune legată, să zic așa, și de credință, de cunoașterea propriei ființe, ale propriilor dorințe, de vindecare interioară. Deci e nevoie de, poate, și de curățarea anturajului, pentru că
Se pare că cealaltă persoană, mai ales dacă a fost bărbat, poate a avut o influență și nefastă, anturaj prost, etc. Și are șanse noi. Prin singurătate, trecând printr-o suferință, printr-o singurătate, să-și găsească niște răspunsuri și calea și să devină acest bărbat serios. Că sunt șanse de o nouă dragoste, de o nouă căsătorie. Da? Deci, dacă nu e căsătorită, dacă este căsătorită, e posibil să existe șanse noi. Nu este despre aici, e răspunsul fiecare și găsiți-l în sufletul vostru, să zic așa, răspunsul la această întrebare, pentru că există o rivalitate, există o concurență, dragostea joacă un rol important, să știți, și un drum, deci un drum, o călătorie spirituală la biserică sau în străinătate sau cu un sprijin care va fi, felul în care îl veți sprijini sau o veți sprijini la nevoie, etc. Deci aici joacă un rol astfel. Aceste situații. Cam asta e ce pot să spun. Trebuie să aprindeți această scânteie, apar vești, apar niște noutăți. Poate că treceți și pentru o perioadă de izolare. Cealaltă persoană, v-am zis, poate are chiar probleme cu legea și va avea nevoie poate de ajutor, de generozitate, de sprijin, de susținere, de suport. Și în funcție de suportul pe care îl veți da și înțelegerea pe care îl veți da, va rămâne cu voi sau nu. Pentru că pare că pleacă la un drum. Pleacă, are o suferință. Ori, Doamne ferește să nu, dar nu văd aici cartea decesului, ci văd mai departe, mai degrabă o călătorie spirituală, este într-o singurătate, într-o izolare. Are aici problemele cu legea care vin, da, instituțiile statului care îi se întorc împotrivă. Sau e vorba de această persoană care trece pentru un divorț, pentru o despărțire, printr-o suferință, probabil, poate să fie și o problemă de sănătate. Cam asta e ce văd și la a treia variantă, așadar, pentru dragoste, dacă vă iubește. Deci pare că este totuși într-o situație, nu e neapărat iubirea aici la voi, deci nu pare că este îndrăgostită această persoană de voi. Da, deci pentru că are suferință, vă face să suferiți. Deci mai degrabă voi oferiți dragoste, voi oferiți iubirea. Cealaltă persoană are un anturaj dificil, da? Cam asta e ce pot să spun. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții, că v-ați regăsit în ele sau că veți regăsi pe parcurs, veți înțelege mai bine situația în funcție de cum evoluează relația voastră cu persoana iubită. Și vă mulțumesc că ați fost și astăzi prezent să vizionați canalul meu de YouTube, Crista Roș, și vă doresc în continuare o zi plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!